sunt Ia și astăzi am pregătit pentru voi un story time foarte, foarte, foarte amuzant. De data asta nu este nicio dramă, de fapt o să fie un fel de dramă, dar veți afla cum am câștigat bilete VIP la concertul lui Shawn Mendes, exact cum ați auzit. Ok, deci nu știam dacă să fac sau nu acest video pentru că nu găseam dovezile. Ups. Dar acum că le-am găsit, îl fac fără nicio problemă și știți că mereu în story time-urile mele pun dovezi pentru că tot ce povestesc este adevărat și da. O să încep cu începutul, desigur. Deja râd. Cei care mă urmăriți de mult timp știți că am un cover pe canal la începutul canalului cu Treat You Better de la Shawn Mendes. Ei bine, după o săptămână jumate sau două după ce l-am postat, am primit un mail, mai exact acest mail, o să pun în partea asta screenshot-ul, îl găsisem în sfârșit pentru că postasem pe un grup. După cum vedeți, este un mail de la Sony Music în care îmi spune: dragă Diana, Sonic Music Entertainment vrea să te felicite pentru un cover drăguț la Treat You Better cu două bilete VIP la concertul lui Shawn Mendes în UK. Ia-ți biletele de aici, mai jos puteți vedea că s-au semnat, este și semnătura lor și copyright 2016 Sony Music Entertainment, all rights reserved. Ok, m-am uitat foarte bine pe acest mail, totul este perfect, gen nu e fake și de-astea, știți? M-am uitat și la cel care a trimis, e foarte clar, marketing@sonymusic.com. Ok. Super! Nu deschisesem linkul încă, dar eu sunt pe un grup pe Facebook pe care, pur și simplu, postez așa random și sunt prietenă cu toată lumea și, da, suntem mai mulți de nu știu câți ani. Așa, pe 28 decembrie 2016 am postat: ajutor, am câștigat bilete VIP free la Shawn Mendes. În comentarii, plâng, tremur, cea mai bună prietena mea a scris: ce, cum, unde, mor, ce, lucky, ce... Altcineva a scris: poftim, dacă ne zici că ai făcut mișto de noi, te omor. Altul: glumiță. Altă fată: unde? După aia am zis: guys, pun video pe grup imediat, jur. Am scris greșit pentru că eram foarte excited. După aia a zis iar un băiat: hai că te cred. După aia o fată: hai Dia, spune. După aia am spus că am pus videoul. Altă fată a zis: ce, tag? Am pus videoul în care am filmat absolut tot ce s-a întâmplat. Ei bine, am și videoul aici. Nu. Nu pot. Deci eu vorbesc foarte serios, nu am... nu știu dacă... Nu, serios, vorbesc, eu tremur, jur. Deci, pur și simplu, mâncam cartofi cu muștei. Și-am primit asta pe mine. Am... Fac de tremur toată, nu pot să vorbesc, o să scap camera în cap. Eram foarte entuziasmată. Foarte entuziasmată, tremuram, plângeam. Până atunci nu dăduisem click pe link. Și la momentul respectiv noi am dat seama că era o greșeală în acel email pe care l-am primit, adică era o greșeală de persoană sau ceva de gen. La comentariile de la video am scris: am intrat pe link și mor. Toată lumea: ce link, ce link, ce link, ce link. Și am zis că e fake. Toată lumea m-a ajutat. Dar eu n-aveam nicio vină, gen. Ceea ce era pe link era poza aceasta. Nu pot să vă arăt în întregime, în fine, nu pot să o arăt, dar este un corp de băiat nud și era pusă fața unui prieten super bun, un youtuber, probabil vă dați seama, cel mai bun prieten al meu. Da, deci în momentul ăla când am dat click pe link și am văzut sus Tumblr, JPG, nu știu ce, și am văzut poza asta, deci am rămas așa. M-am blocat pentru vreo 20 de minute. 20 de minute am stat șocată de cât de idiotă pot să fiu. Și după aia, după ce le-am zis și celorlalți de pe grup ce s-a întâmplat, am început și eu să râd, pentru că, într-adevăr, chiar este amuzant. Am fost super dezamăgită după, pentru că, nu știu, chiar am crezut că poate
câștig și eu ceva odată în viață. Oricum, poza e super amuzantă, deci toată lumea moare de râs în comentarii. Da, și azi când am căutat dovezile să vi le arăt, am început iar să râd. Chiar, nu știu, nu știu cine mi-a făcut asta, ură din partea ta, a fost amuzant ceea ce e drept. Sigur e cineva din România care se pricepe la pus mail fals și copiat documente oficiale și chestii de genul, dar asta este, am râs, am plâns, am plâns în hohotel și am plâns în hohotel, dar na, asta este, n-am câștigat nimic. Ok, am făcut acest story time pentru că în ultimul meu story time am spus că am câștigat, că mi-a făcut cineva o farsă cu biletele la Shawn Mendes și am primit multe comentarii în care îmi spuneați că vreți să aflați despre ce este vorba și acum știți și da, este destul de amuzant și penibil, dar a trecut și acum știți și voi. Aveți grijă ce fel de mesaje primiți, ce link-uri deschideți, în cine vă încredeți. Cred că urmează să zic faza aia cu ochii din umbră văd tot, dar nu. Lăsați-mi în comentarii ce fel de videouri mai vreți sau despre ce. Nu știu, am primit multe mesaje pe Facebook în care îmi spuneați să fac o zi din viața lui Betty, dar nu pot să fac o zi din viața lui Betty pentru că tot ce face este doarme, mănâncă, se pișă, se cacă, atât. Și se joacă, atât. Deci chiar n-am ce să fac. Chiar dacă ăsta e cel mai cerut video, chiar nu am ce să fac. Și acum de curând mi-a zis cineva să fac un antidistre, dar nu mi se pare chiar ok să copiez ideea cuiva, nu știu, mie nu îmi place să copiez și încerc să fiu cât mai originală în videourile mele și da. Ok, asta a fost tot pentru azi, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, suntem aproape 90.000 și ne îndreptăm spre 100.000. Ok, i-am fost Diavo, pup și pupi, pa!